era am zis gata, 1-0 pentru Craiova. Băi, ce înseamnă să ai portar, dacă nu este următorul portar de la Națională Târnovanu? Rico! Vă spun sincer că meciul dintre Craiova și Steaua, tur-retur, sunt preferatele mele dintr-un sezon. Pentru că au fost cam cele mai tare meciuri din ultimii ani. În această seară, CSU întâlnește FCSB, AK Steaua București, într-o etapă destul de importantă. Rapidul câștigă iar. Norocos, părerea mea, și meciul cu Dinamo. Dinamo merita un egal și s-a apropiat la 8 puncte de locul întâi. Sperăm că în această seară să ne îndepărtăm de Craiova și să păstrăm distanța dintre Steaua și Rapid. De ce nu și CFR, care joacă mâine cu Voluntari. Îți dai seama că pandemia a afectat fotbalul când la un CSU, FCSB sunt atâtea locuri goale. De exemplu, partea asta de aici, partea asta de aici, partea aia de acolo. Tribuna este aproape plină, dar mai sunt și pe acolo locuri. Delir în peluza Craiovei. Cred că s-a stricat sonorizarea și pe Oblemenco, la fel ca pe Arena Națională. Revine Coman în primul 11, după ce în meciul cu UTA nu avea voie să joace. Cred că din cauza cumului de cartonașe. Echipa este aia pe care o știți. Colaru titular, oare întrebarea mea este pentru această seară. Câte goluri va marca Olaru? Partea e de roșu, nu-i de galben, e de roșu 100%. Și! Este clar, băieții au înțeles mesajul lui Becali. Trebuie să intrăm în forță și să nu treacă în mijlocul terenului. Știința. Steaua București, ale! Pasă genială a lui Coman și Felipe, cât pe ce să marcheze primul gol al Stelei, minutul 16, un meci foarte echilibrat. Craiova mai activ în atac, dar fără rezultat. Noi încă ne pregătim să marcăm noi, asta facem. Felipe, Felipe, uite ce-ai făcut Felipe. E pus pe contraatac, pe Olteni. Pericol, Vitriță, pase, Bancu, Careu, pasează, hai că ne-am repiat. Olaru! Olaru! Olaru, nu are unul, bă, unul are unul. Am crescut, nu știu cine sunteți voi, de unde ați apărut, sau n-are progradat și nici n-a dispărut, că nu, nu a plecat, e aici de la început. București, da, București, București, da, București, București, da, București. Come on, come on, come on! Să paseze Coman în fața porții spre Băluță și marca cum era Băluță să marcheze fix pe Oblemenco. Rico! Târnovanu! Târnovanu ține tabela neatinsă! Bine, mă! Băi, ce înseamnă să ai portar, dacă nu este următorul portar de la Națională Târnovanu, cu siguranță e ceva la mijloc. Felipe! Oh, a ratat șutul Coman, a ratat șutul, dar suntem foarte aproape de a marca primul gol în această seară și cu siguranță noi îl marcăm. Pericol, Bancu, Mitriță, fără șut! Bravo! Bine, bine închezarea! Uite-o! Oh!
zis Colaru, s-ar putea să marcheze. Ca să ne înțelegem, orice echipă din lumea asta are nevoie de un portar. Cernobanu a fost la faza mari ocazii care a venit din contul Craiovei. Pentru că acolo eu, ca și suporter, am zis gata, eu nu zără pentru Craiova. Dar Cernobanu a zis nu, pentru că o apă. Fiecare echipă mare are nevoie de un portar de genul, care poate să țină tabela așa și psihicul jucătorilor să nu cadă. Înțelegeți? Pentru că știu că au în spate un portar de mare, mare valoare. De genul lui Niță. Că Niță așa era, înțelegi? Când scăpau pe contraatac, 50% era să o aperi, cine... Oh! 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 Nu pot să cred așa ceva! Băluță! Băluță! Băi, băiatule, băi, ce ocazie era ta, Băluță! Un meci fără goluri, dar un meci activ, un meci frumos jucat din partea ambelor echipe. Niciuna nu se apără, toate vor să marcheze, toate, ambele echipe vor să marcheze. Hai Felipe, hai, intră în ei Felipe. Bine Felipe, pasează. Bine Felipe, hai, intră în ei. Bine, șut! Bine! Ce frumos, ce frumos jucăm, Felipe, cu șut acolo și cât pe ce Băluță să înscrie. Avem corner. Băi, primul meci de 0-0, care îmi place. Mă credeți? Deci nu se compară meciul ăsta cu Tottenham City în niciun caz. Bă, la Tottenham City m-am plictisit, îmi vrea să dorm la un moment dat. În ghile mele spus. Ce a fost acolo este ori de înțeleg. Băi, avem penalti, e hands! Este hands la ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să se verifice la VAR dacă nu suntem furați. Deci este clar ca tot, ca bună ziua. Da, așteptăm, așteptăm. Normal că e VAR. E VAR, e VAR, e penalti. Ascultă la mine că e penalti. M-am uitat, da, e penalti. Sute penalti, vă spun eu. E penalti 100%. A dat jucătorul Craiovei cu mâna atinge, deci era la handball. E penalti, prietene, oricum stai degeaba. Așteptați degeaba, bă, dar nu știu ce verific atât coaie, că e penalti. A, poate după, da, după hands, înțelegi? Dar înainte de fault a fost ăla. Nu contează după. Pe înainte. Stau degeaba. Penalti! E penalti 100%. Uite, 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 e penalti, mă, v-am zis. Ei. Acum eu sunt curios dacă îi zice în cască că e penalti sau se duce el să verifice. Penalti! Eu am varul meu, am filmat faza și m-am uitat foarte aproape și e penalti, eu am văzut filmând cu telefonul, voi vă dați seama. Sper să am memorie pentru că o să se stea la VAR. Ia, penalti! Nu, se duce să verifice, se duce să verifice și e penalti!
100. Penalti și 3, 2, 1. E! Bine! Bă, v-am zis că e penalti. Acum să și marcăm. Doamne ajută! Facem crucea de 3 ori. Eu nu știu de ce se discută cu arbitru din partea Craiovei când a fost penalti 100%, ce? S-a văzut toată ziua că a fost penalti. Acum vreau să vă readuceți aminte parada lui Târnovanu. Ce v-am spus de Târnovanu? Când ai un portar de asemenea valoare, scoate un gol ca și făcut și marcăm gol după, înainte de pauză. Asta e o echipă adevărată care merită să câștige titlul acesta. Doamne ajută să jucăm așa până la final, până la finalul play-off-ului.
voastră. Să știi să te apă. Mai pe gazo. Ale, ale, ce cântece răsună întregul stadion. Ale, ale, victorie echipa Steaua ai tot. Băi, în seara asta m-am îndrăgostit iarăși, dar vă spun la final de cine. Băi, de Zana, ce fundaș avem. V-am spus că echipa merge brici până minutul 72, genial. De zidul ăsta roșu. Ia și treci de zidul ăsta roșu, că n-ai șanse, mă. N-ai șanse în seara asta să treci de apărarea noastră, incredibil. Mă jur, incredibil. În Olteria, Steaua câștigă cu 3-0. Voi vă dați seama, tur, retur, 3-0, 3-0. Ce echipă, 7 goluri în 2 meciuri cu UTA și Craiova. Voi vă dați seama că trebuie să defilăm până la sfârșitul campionatului regulat. Ce putem să spunem decât hai la stadion, noi ne vedem la următorul meci.
seama că o să dea drumul la muzică. Apropiați-vă pe noi!